merge. Nu-i păcăleală, sunteți pe canalul bun, deși puțin. Băi, eu speram că anul ăsta să trec de 20-25 de mii, dar suntem numai la 13 mii și ceva, 13 cu ghinion. Dar din dar să face rai. Nu-i păcăleală, ați ajuns bine aici pe canal. Cam adormiți, cam... Mă, uite, când treci de la depresia de toamnă-iarnă la astenia de primăvară, nu îți mai iese nimic. Dom'le, ca să ne trezească cineva, ar trebui să ne dea o palmă ca la Oscar. Ce de căcat a fost? Adevărul e că noi românii suntem un pic obosiți, fiți atenți. Niște români de-a noștri, oameni de bine, ori zis să dea o spargere la o bijuterie în Belgia. Mă, ori zis ăștia, fiți atenți, noi ne băgăm, spargem, scotiem, dar ne trebuie unul care să stea de 6. Și ce credeți? Ăla care stătea de 6, o adormit bețaș. Aia spărgeau acolo zidul, spărgeau peretele, spărgeau seiful și ăsta. Suntem adormiți, avem nevoie de o cafea bună, cafeaua de după, cu Nicu Bendea. Mulțumesc, Cătălin, de la Arad. Ai donat o cafea bună pe buymeacoffee.com/... Nicu Bendea! Adevărat? Asta e. Celul Băsescu-i merge bine? Săracul. Turnător, ciripitor. Că n-avea cum să fie altfel. Scot ăștia afară din vila din primăverii. I-au dat 60 de zile. 60 de zile să plece. Îți dai seama la câte sticle sunt acolo? Nu știu dacă nu a luat telefonul. Alo, Emil. Care boc? 60 de zile. Fără suspendare. Și doamna Viorica Dăncilă a părăsit PSD-ul. A zis că după 26 de ani nu-i mai oferă nimic. Doamna Dăncilă, să știți că rămâneți în sufletul nostru. Rămâneți cu noi. Ca așa zice la partidul în care s-a înscris. Noi. Numără-te între voi. Ha! 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 De meciuri ce ziceți? Am pierdut cu Grecia, am făcut egal cu Israelul. Ama, Israelul nu trebuie speriat. Trebuie jucătorii să meargă să se dea cu capul de zidul plângerii. Las-o dracului, mă! Ce națională de fotbal avem? Jucăm sau suntem cozi de mătură? O și zis, domnule, Mitică Dragomir, domnule, nu mai avem jucători care aleargă. Păi la ce să ne grăbim, mă? Cine mai fuge după noi? Că suntem numai noi, aci. Mai interesează pe cineva ce fac ai noștri? Bineînțeles că nu. Aviz amantorilor, Andreea Mantea este din nou singură. Cam scumpă, dar singură. Cine are baxuri de ulei, s-o sune. Cine are cafea de dat, bai mie coffee pucos, leși Nicu Bendea. Doamne ajută, weekend plăcut! La 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 la